I'm so glad to be here again. Sunt așa de bucuros să fiu din nou aici cu voi. I love Romania. Îmi place România. I love Ocna Mureș. Și îmi iubesc Ocna Mureșul. And I love you. Și vă iubesc chiar și pe voi. And I love this church. Iubesc biserica asta. And I God actually called me to go to Romania when I was a teenager. Dumnezeu este cel care m-a chemat să vin în România pe când eram doar un adolescent. I have a message to give to you this morning. Am un mesaj pe care aș vrea să vi-l transmit în dimineața aceasta. And I felt directly I will preach about the Holy Spirit. Și imediat am simțit în duhul meu că ar trebui să predic despre Duhul Sfânt. The Holy Spirit. Despre Duhul Sfânt. He is fantastic. Duhul Sfânt este ceva extraordinar. You know, in the Trinity, as a Christian, we believe in the Father, Son, and the Holy Spirit. În calitate de creștin credem în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. That God the Father, He is God. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu. And Jesus the Son, He is God. Fiul este și El de asemenea Dumnezeu. And the Holy Spirit is also God. De asemenea, Duhul Sfânt este și El Dumnezeu. It's like a triangle. Este ca un triunghi. Three persons, but still one God. Trei persoane, dar totuși o singură. And when Jesus went back to heaven, când Domnul Iisus s-a întors la cer, He said, "I will not leave you alone." A făcut promisiunea aceasta spunând, nu vă voi lăsa singuri. I will send someone to help you. Am să trimit pe cineva care să vă ajute. So what I want to preach about today, și ceea ce aș vrea să predic în dimineața aceasta, it's actually the best we received from anyone, from God himself. Este sub tema aceasta, sub titlul acesta, cel mai bun lucru pe care l-am primit de la însăși Dumnezeu. It's the Holy Spirit. Și anume Duhul Sfânt. When we became Christian, când am devenit copii al Dumnezeu creștin, and if you are here and you are not a Christian yet, dacă te afli în sala asta și nu ai o relație cu Dumnezeu, if you didn't accept Jesus in your heart, dacă n-ai acceptat domnia lui Hristos în inima ta, you can do that today. Ai ocazia să faci lucrul ăsta astăzi. But when you received and when you received Jesus in your heart, momentul în care îl primești pe Iisus ca domn al vieții tale, God gave you a fantastic gift. Dumnezeu este cel care îți face un cadou extraordinar. That's the Spirit of God. Și cadoul acesta este Duhul Său. God gave you a spirit inside of you. Dumnezeu pune Duhul Său Sfânt în lăuntrul tău. And that spirit is holy. Și acel Duh este un Duh Sfânt. He is your personal friend. Este prietenul tău cel mai apropiat. He's your comforter. He's your helper. Este cel ce te mângâie în necazuri, este ajutorul tău. He is the one that when you read your Bible, este cel care în momentul în care citești din Scriptură, helping you to explain and translate and get it from your head to your heart. Te ajută să înțelegi și să transpui de la nivelul minții la nivelul inimii, a Duhului tău. God is telling us, God is searching us. Dumnezeu ne caută să ne spună. God is gonna tell you this morning. Și îți spune ție în dimineața aceasta. I have something good for you. I have more for you. Am pentru tine lucruri atât de bune. Reach out for it. Întinde mâna să le acuzi, caută-le. Receive it. Sunt pentru tine. Take it to your heart. Primește-le în inima ta. Sunt ale tale. Because our Father in heaven, pentru că Tatăl nostru din cer, He is rich and He is generous. Este mai mult decât bogat și generos. And He want to give it to us. Și El vrea să ne dea din bogățiile sale. And He's calling us, He's searching for us. Efectiv, El încearcă să ne apeleze, să ne găsească. So this is the să ajungă la inima noastră. The best belongings you have, the best access you have. Aceasta este cea mai bună posesiune pe care o poți avea în viața ta, și anume darul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. It's the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. This morning I woke up very early. M-am trezit foarte devreme dimineața aceasta. And it doesn't usually, normally, I don't used to receive a Bible word from Lord like that, but this morning it happened. Nu mi se întâmplă să primesc așa să vină în mintea mea, să mi aduc aminte de un anumit verset, dar în dimineața asta s-a întâmplat exact în felul acesta. Directly when I woke up. Când m-am ridicat, în mod direct în mintea mea a răsunat un verset. I got this word. Și am citit acest verset. And I just had it in my mind. It came from God, from the Holy Spirit. Am primit acest mesaj din partea lui Dumnezeu prin Duhul Său. And it says in the 1 Corinthians. În 1 Epistola Corintenilor, in chapter 2, capitolul 2, and the verse 9.
Versetul 9 spune în felul acesta: totuși, așa cum este scris, niciun ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. I believe this is for us this morning. This is for you this morning. Cred din toată inima că versetul acesta, vestea asta bună, este pentru noi în dimineața asta. What no eyes have seen. Ceea ce ochii încă nu au văzut. And what no ears have heard. Și urechile încă nu au auzit. And our human mind can't really understand and receive. Mintea noastră nu poate să înțeleagă. These things, aceste lucruri, God prepared for us. Au fost pregătite de Dumnezeu pentru noi, au fost pregătite de Dumnezeu pentru tine. You are no coincidence. Nu este nicio coincidență. You are a perfect planned person from tu God. Nu ești o coincidență, nu ești o ești în planul perfect al lui Dumnezeu. He really got a plan for us. El chiar are un plan pentru noi. We are living in the dream right now. We are living in that life, but still God want to give us more. Chiar dacă trăim în viața aceasta ce Dumnezeu ne-a oferit-o și trăim visul acesta, încă Dumnezeu mai are multe lucruri de adăugat. And in the end of in the verse 10 it says the thing God prepared for those who love him. În finalul acestui verset 9 spune că acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc. These are the things God has revealed to us by who? You, by the Holy Spirit. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt. So this is God's plan for us. Deci acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. To manifest, să manifestăm His presence in us by His Spirit. Prezența lui în noi prin Duhul Sfânt. You have full access. Avem full access deplin. So let the Spirit lead you. That's my second point. Avem acces deplin la prezența lui Dumnezeu, așa că lasă Duhul lui Dumnezeu să te conducă. Al doilea punct. Let the Spirit of God lead you. Lasă Duhul lui Dumnezeu să te conducă. In big things. În lucruri mari. And in small things. Ca și în lucruri mici. In the Old Testament. În Vechiul Testament. You know the Bible got two parts. Știți că Biblia are două părți. It's the Old Testament and the New Testament. Vechiul Testament și Noul Testament. When Jesus, the Son of God, came to earth. When Jesus, the Son of God, came to earth. Când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a coborât în sfera noastră. Started a new age, a new time. A început o eră nouă, un timp nou. That's the time of the church. Și aceasta este timpul bisericii. Or the time of the Spirit. Sau era Duhului Sfânt. But in the Old Testament. Dar în Vechiul Testament. Before the Holy Spirit came over all flesh. Înainte ca Duhul Sfânt să se coboare peste toată umanitatea. That's happened on the day of Pentecost. Ceea ce s-a întâmplat în ziua 50.000. In the Old Testament. În Vechiul Testament, God revealed His presence, His anointing over three kind of persons. Dumnezeu își descoperea three groups of people. Reveal His anointing and His. Dumnezeu își descoperea prezența prin trei feluri de oameni. To the priests, prin preoți. To the king, prin rege. And to the prophets, și prin profet. And in the New Testament, in the New Covenant. În Noul Testament. We are all priests. Noi toți suntem preoți. We are all prophets. We all can prophesy and listen and hear from God. De asemenea, noi toți avem capacitatea de a auzi și a vorbi din partea lui Dumnezeu, ceea ce face din noi profeți. And we are brothers with the King of Kings, Jesus Christ. De asemenea, suntem frați ai Regelui Regilor. So we can listen to the Spirit. We can hear what the Spirit wants to tell you. Așa că putem auzi Duhul Sfânt, putem înțelege ce ne spune. When I was preparing this preaching, I was thinking about examples in the Bible. Când mă pregăteam pentru acest mesaj, m-am gândit la câteva exemple din Scriptură. Cu siguranță, da? We go to the Acts 8. Mergem la Faptele Apostolilor, capitolul 8. And the verse 26 until 40. Versetul 26 până la 40. Citim de la 26 până la 40, până la finalul capitolului. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip astfel: scoală-te și du-te spre sud, pe drumul din pustie care coboară din Ierusalim spre Gaza.
Filip s-a sculat și s-a dus și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Candace, regina etiopienilor și responsabil peste toată visteria ei, venise să se închine în Ierusalim, iar acum se întorcea de acolo stând în carul lui de călătorie și citindu-l pe profetul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip, du-te și însoțește carul acela. Filip a alergat către el și l-a auzit pe eunuc citindu-l pe profetul Isaia. El l-a întrebat, înțelegi ce citești? Acesta i-a răspuns, cum aș putea dacă nu mă va îndruma cineva? Și l-a rugat pe Filip să se suie în car și să se așeze lângă el. Pasajul din scriptură pe care îl citea era acesta. Ca o oaie care este dusă la tăiere și ca un miel care tace înaintea celui ce-l tunde. Tot așa nici el nu și-a deschis gura, în smerenia lui dreptatea i-a fost negată. Cine va putea vorbi despre generația lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Eunucul a întrebat pe Filip, spune-mi te rog, despre cine spune profetul aceste lucruri? Despre sine sau despre altcineva? Atunci Filip a luat cuvântul și începând de la scriptura aceasta, i-a vestit Evanghelia despre Iisus. În timp ce călătoreau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă. Eunucul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din inima ta, din toată inima ta, poți. El i-a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, a coborât amândoi în apă, atât Filip cât și eunucul, iar Filip l-a botezat. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l-a mai văzut și și-a continuat drumul bucuros. Filip s-a pomenit în Azot și călătorind spre Cezarea, a vestit Evanghelia prin toate cetățile până când a ajuns acolo. What a great story! Ce poveste uimitoare! This happened when the church was very young. Lucrul acesta s-a întâmplat pe când biserica încă era foarte tânără. When the Holy Spirit was quite new in the church. Duhul Sfânt abia fusese revărsat peste biserica acelor timpuri. And at what time there is a message from God, from an angel, from the Holy Spirit, telling Philip, go out. Filip primește un mesaj din partea lui Dumnezeu printr-un înger și spune, Filip, ieși afară. And I believe when the angel is coming to Philip, întorcându-ne acum la povestea noastră, când îngerul îi spune lui Filip, and he's telling, hey, spunându-i, go out on the street. Mergi pe străzile. On the street that goes from Jerusalem to Gaza. Ierusalimul dinspre Ierusalim spre Gaza. In the middle of the day. În mijlocul zilei. When there is no shadow. Când nu există umbră. Because the sun is straight up. Soarele este chiar deasupra capului. And he says, no one is out. Și Filip probabil că ar fi putut spune sau a spus, nimeni nu este afară. And he goes. Și totuși se duce. He goes there in the dust road. Ascultă. Standing there on the street, on the road. Stă acolo în stradă în Ierusalim. And the sun. Se bronzează. What's gonna happen? Ce o să se întâmple acum? But God prepared him. Ask him, go, because I also prepared with my spirit someone else who will come with a wagon. Dumnezeu de fapt îl pregătea pe Filip după ce pregătise pe un alt om care venise la Ierusalim să se întâlnească unul cu celălalt. And after a time coming this guy with a horse or with a wagon riding. Este omul acesta, etiopianul acesta. He has been in Jerusalem for prayer. Care venise la Ierusalim pentru a se închina lui Dumnezeu. Or he was curious about the Jewish faith. I don't know. Sau poate că era doar curios cu privire la credința iudaică, nu știu exact. Anyway, he didn't know Jesus. Cu toate, în orice caz, nu-l cunoștea pe Iisus. N-avea de unde să știe. And Philip. Și Filip. When the caravan car, not car, the trailer was coming. Când acel vehicul. He started to run. Omului a început să alerge după omul acesta. Like, what are you doing in there? Și întreabă ce faci acolo. What do you read? And you run. Can you see it? Ce citești? Ce citești? Do you understand what you read? Înțelegi ce citești acolo? How can I understand if no one is translating for me? Cum se pot înțelege dacă cineva nu mi explică, nu mi traduce toate lucrurile astea? Come up and explain for me. Vino te rog și ajută-mă, explică-mi. And we heard the story what happened in the end. Am citit deja istoria. He received Jesus, there was water, he got baptized. Cum în urma mărturiei lui Filip, omul acesta l-a primit pe Iisus, a fost botezat în apă. And perhaps because of Philip. Și probabil datorită lui Filip. This eunuch, this guy. Acest om de poziție înaltă. He was the first Christian in Ethiopia. Probabil că el a fost primul creștin din Etiopia. He maybe brought the Christianity.
to that part of the world. Poate că prin el Dumnezeu a adus creștinismul în acea zonă a lumii. Let me give you an example what happened exactly 10 weeks ago. Să vă mai dau un exemplu ce s-a întâmplat cu exact 10 săptămâni în urmă. And suddenly we noticed a guy. Și dintr-o dată am observat un anumit bărbat. Maybe he was around 40. În jurul vârstei de 40 de ani. Stătea în poziția aceasta. And the Holy Spirit just told me go to him. Și am sesizat din partea Duhului Sfânt îndemnul acesta de a merge și a întâlni pe omul ăsta. I could see that the Lord touched him. Puteam să văd, era vizibil faptul că Dumnezeu atinsese inima lui. That the Lord was working in him. Că Dumnezeu lucra în inima lui. It's like knocking on a door to a heart. Ca și cum ar fi bătut la inima, la ușa inimii lui și încerca să-l întâlnească pe omul acesta. So I went to him. Așa că am mers la el. And when the time was right, I asked him. Și când la momentul potrivit l-am întrebat. Do you want to go with me inside the church and take the Lord's Supper together with me? Ai vrea să mergi împreună cu mine în biserică și să particip la cina Domnului? And he told me I didn't plan to go. Mi-a răspuns, nu am plănuit lucrul ăsta. But nu m-am gândit, dar because you asking, dacă mă întrebi, I go with you. Voi merge împreună cu tine. So we went inside the church room. Ne-am dus în auditoriu. I felt that the Holy Spirit told me some other things to tell him. Din partea Duhului Sfânt am simțit îndemnul ăsta să-i mai spun anumite lucruri. And I told him those things. Și i le-am spus. And we took the Lord's Supper together. Am luat apoi cina Domnului împreună. And then we went to the other side of the church room. După care am mers în cealaltă sală a bisericii. Where we have a place of prayer. Unde avem un loc de rugăciune. When some people waiting for them and talk with them and we pray together and we pray for them. Locul în care ne întâlnim cu anumiți oameni și ne rugăm pentru ei. And I actually gave him over to them. Și practic l-am luat pe omul acesta, un fel de Andrei, dacă vreți să înțelegeți mai bine, care îi ducea pe oameni la Iisus. L-am luat pe omul acesta și l-am dus în mijlocul acelor oameni care se rugau pentru cei noi veniți. And at that Sunday he gave his life to the Lord. În acea duminică, omul acesta și-a încredințat viața lui Dumnezeu. Last Sunday, duminica trecută, we had a baptism. Am avut un botez. And he got baptized. Iar el a fost unul dintre cei care au fost botezați. That's the way the Holy Spirit is working. Este un simplu exemplu a felului în care Duhul Dumnezeu lucrează. In a chain, like a lancer in a chain. Da, într-un lanț. There are many parts. Sunt mai multe părți, mai multe zale. And sometimes you are a small piece of that lancer. Și fiecare dintre noi suntem o mică zad din acel lanț. But first of all, it's a work of the Holy Spirit. Întâi de toate este lucrarea Duhului Sfânt și apoi și partea pe care o putem face. None noi. Of us who is here that already are Christians are here if not the Holy Spirit has been working in you. Nici unul dintre noi ce aflați în locul ăsta împăcați cu Dumnezeu n-am fi fost aici dacă mai întâi Dumnezeu nu ar fi lucrat în viața noastră. The last point, very short. Ultima parte a predicii. So the Holy Spirit is the best you have. Deci Duhul Sfânt este posesiunea ta cea mai de preț. Many times we are thinking of our own understanding, our own knowledge. Many times we are thinking of our own strength. De cele mai multe ori ne bazăm pe propria noastră înțelegere. The way people without God thinks. În felul în care oamenii fără Dumnezeu gândesc. I can do it myself. Ceva de genul, pot să fac eu. I have my education. Am educația aceasta. I have my skills. Am anumite îndemânări. I have my opportunities. Oportunități multiple în viață. This is the way we are programmed. Cam în felul ăsta suntem programați genetic să gândim. Or even in the church, we can know all the Bible. Am putea cunoaște întreaga scriptură. I can learn a lot of Bible verses. Aș putea memora cât de multe versete din scriptură. I can say everything just right in the church. Aș pot să spun lucrurile într-un limbaj acceptat în biserică. On the outside it's perfect.
Pe exterior tot toate lucrurile pot să pară bune. But God is looking on the inside. Dar lucrul la care Dumnezeu se uită sub. And God wants to fill us with his spirit on care the inside. Este sub lupa lui Dumnezeu este inima noastră, inima pe care Dumnezeu vrea să umple cu Duhul Sfânt. We have a personal trainer, not a personal shopper, personal trainer. Avem un ajutor personal. That's the Holy Spirit. Care ne ajută și acesta este care ne instruiește și acesta este Duhul Sfânt. In all areas, in all areas. În absolut toate arile, zonele vieții noastre. Not only with a few occasions, but all the time. Nu doar în anumite ocazii el este ajutorul nostru, ci în tot timpul. So what I want to tell you this morning is continue to get to know the Holy Spirit. Îndemnul meu pentru voi în dimineața asta este acesta: continuați să cunoașteți pe Dumnezeu, Duhul Sfânt. Spend time with him. Petreceți timp cu el. Speak to him, pray to him. When you read the Bible, do it together with the Holy Spirit. Vorbește și apoi lasă-l să te învețe. Când citești Scriptura, păstrează acel timp în care să meditezi, să asculți ce Dumnezeu îți spune. I'm working in a factory. Lucrez într-o fabrică. I'm working two shifts. În două schimburi. Morning and evenings. Schimb de dimineață și schimb de seară. When I'm working in the mornings. Când lucrez diminețile. I start 5:30. Încep lucrul la ora 5:30. That's early. Foarte devreme. Anyway, I used to walk to the factory. It takes like 20 minutes. Pentru că nu e departe fabrica în care lucrez, obișnuiesc să merg, să umblu până acolo. And so many times. Și de atâtea ori. I walking and I'm praying and I'm have fellowship with the Holy Spirit. Spre locul de muncă, mă rog și am părtășie cu Dumnezeu. It's a perfect start. It's a perfect start. Este un început perfect, un început perfect al zilei. It's like a foundation to stand on the rest of the day. E ca și fundamentul, ca și fundația unei case. The Holy Spirit is the best we have. Duhul Sfânt este ceea ce avem noi mai de preț și este dăruit de însuși Dumnezeu. I had some verses, I'll leave them for next time. Am aici niște versete pe care le vom citi data viitoare. But there is no limit what the Holy Spirit can teach you. Nu există limită la ceea ce Duhul Sfânt te poate învăța. Today, what is right, what is wrong? Ce este drept, ce este corect, ce este rău? All kind of influences that we are facing every day. Toate acele influențe față de care suntem supuși, de care le confruntăm all fiecare kind zi. Of, elections, all kind of decisions you take every day. Alegerile, deciziile ce trebuie să le facem. Duhul Sfânt este măsură să ne ajute, să ne învețe. In the Gospel of John, he says the spirit of the truth is the Holy Spirit. În Evanghelia lui Ioan, îi se spune că Duhul Sfânt este Duhul adevărului. So he is the spirit of truth and we need him today. El este Duhul adevărului, Duhul de care avem nevoie astăzi și în fiecare zi de fapt. We will continue to sing a little bit and I also felt this for this service. Vom mai cânta un cântec, dar ceea ce am simțit cu privire la serviciul din dimineața aceasta. That if you are here, e următorul lucru, că dacă ești în locul acesta. And first of all, you have not received Jesus in your life. Poate că nu ai primit, nu ai încredințat viața ta lui Isus. This is your time. Acesta este momentul tău. God brought you here. Nu ești printr-o coincidență în locul ăsta, Dumnezeu te-a adus aici. God is working in your heart. Și Dumnezeu lucrează în inima ta. Like this man 10 weeks ago back home in Sweden. Ca și omul de care v-am spus cu 10 săptămâni în urmă acasă în Suedia. He received Jesus. He's another person today. Și-a dăruit viața lui Isus, iar astăzi este un alt om. This is exactly the same in our lives. Cam așa se întâmplă în viața noastră. In the spirit, în Duhul nostru. We are made to produce fruits. Duhul nostru e programat de Dumnezeu să aducă rod. Good fruits. Bune, roade bune. On a prune tree it grows prune, not apples. Dintr-un prun o să iasă niciodată mere, doar prune, nu e așa? And I want to invite you this morning to receive Jesus and if you want to have a longing to take another step closer to the Holy Spirit. Invitația pe care o fac este în două dimensiuni. Odată, dacă nu l-ai întâlnit pe Iisus și nu este Domnul vieții tale, te invit să faci pasul ăsta. În al doilea rând, dacă îl cunoști pe Domnul tău, e Domnul vieții tale, să pășești mai adânc în relație cu El. So when we sing the last songs now of this service, you can come forward.
pe măsură ce cântăm acest ultim cântec al serviciului nostru, and we will lay your hands on you and pray for you. Poți să vii mai în fața aici și ne vom ruga pentru tine. We can sing together and pray and invite you. Vom cânta împreună, dar timpul ăsta, momentul ăsta este momentul tău în care fie să accepți Domnia lui Hristos peste viața ta, fie să spui, Doamne, vreau mai mult din ceea ce Tu oferi. Amen. Let's pray together. Father, we thank you. Ne rugăm împreună. Doamne, îți mulțumim, Tată.